și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ioan se va chema. Deci iată prima mărturie din gură de proroc, în care cuvântul Ioan este cuvânt providențial, este rădăcina sfințeniei până la atingerea creștetului Mântuitorului și nu mai departe până la a boteza în repejunile Iordanului pe cel care nu avea nevoie de botez, dar care spune, lasă să se împlinească legea celor scrise, că așa e bine. Astăzi de sânziene, cum este tradiția sărbătorii, cum spunem noi, cinstim și pomenim nașterea prorocului și înainte mergătorului botezătorului Ioan. Sigur că vă veți aștepta să se repete din nou Evanghelia, că Zaharia a cădit la templu, că îngerul i-a vestit că va avea prunc, că s-a născut Ioan, nu. Aici vorba, acest lucru îl găsim în viețile sfinților. Trebuie să scoatem în evidență în Evanghelia de astăzi și în, și în sărbătoarea zilei de astăzi ce? Esențialul familiei creștine, izvor de sfințenie. Deci niciodată sfinții nu se vor naște artificial și niciodată sfinții nu vor fi obținuți în laborator sau după anumite tehnici și principii. Sfinții sunt produsul finit al Duhului Sfânt, sunt rostul și menirea trăirii autentice creștine sau a trăirii autentice în Dumnezeu. Și dacă vom deschide cărțile Vechiului Testament, vom vedea că cel dintâi om sfânt care s-a născut imediat după marele masacru dintre cei doi frați Cain și Abel a fost Sit. Acest Sit, fiul lui Adam, care a putut fi numit și omul înger sau omul Dumnezeu, când îi strălucea fața și era răpit la cer, purta un voal ca să nu orbească cei care îl priveau, și este primul care s-a chinuit să aducă din cer astronomia, pe care oamenii până în zilele noastre au dus-o la astrologie, o prostie, și tot el s-a chinuit să aducă din cer scrisul și vorbirea. Deci așa au început oamenii să vorbească, luminați de Duhul Sfânt și de Dumnezeu. Un alt om la fel de minunat ca Sfântul Ioan Botezătorul, sau dacă vreți tot al Vechiului Testament, a fost și Isaac cel născut din Sara. Femeie stearpă și bătrână, femeie neroditoare, dar cu bărbat credincios, înțelept și temător de Dumnezeu. Iar atunci când au hrănit pe cei trei tineri la stejarul din Mamre cu lapte, azimă și carne de miel, au primit făgăduința unui prunc. Dar ce fel de prunc? Nu un prunc oarecare, ci un prunc dumnezeiesc. De ce? În clipa când Isaac, în clipa când Avram a primit poruncă, ia-l pe Isaac, du-te în muntele Moria, fă altar de jertfă și mi-l jertfește, n-a dat explicații și note explicative, dar e unicul, dar e singurul, dar vă dați seama că mă nenorociți, dar nu vă gândiți ce faceți, Doamne, e o aberație, nu. Și a pus unicul său fiu pe asin, a luat lemnele, a luat cuțitul și s-a oprit în munte. Iar în clipa când să-l junghe, Dumnezeu a spus, gata, am văzut credința ta. Același lucru nu-l putem spune și astăzi, când cel din tâi născut este rodul tomberonului. Cel din tâi născut este prilejul de sminteală a familiei prin cele, mai să spun, 7, 8, 10 fraze care au devenit, dacă vreți, celebre în ziua de astăzi. Vine soțul și spune, dar ce ești tâmpită, nu te-ai păzit? Dar tu îți dai seama, copiii ne lipsesc nouă. Dar nu, tu nu te gândești că n-avem unde sta. Dar tu nu te gândești că eu nu sunt pregătit să fiu tată. Deci acestea sunt răspunsurile tinerilor de astăzi. Și mama se justifică și ea. Eram studentă, aveam sesiune, aveam de învățat, a fost dintr-o întâmplare, nu ne-am dat seama, nu ne-am gândit că e bine să-l lăsăm. Și iată rodul cel din tâi al dragostei,
în care este toată iubirea divină și toată sinceritatea fecioriei și a feminității și a bărbăției, se duce în tomberonul maternităților la ginecologie și ia calea canalelor, mâncare viermilor și pământului. De ce lucrul acesta? Pentru că nimeni dintre creștinii noștri de astăzi nu știu să prețuiască înaintea Dumnezeu cât de mult înseamnă cel întâi născut în casa lor. Ei, acest Isaac a fost tatăl lui Iacov și al lui Isav și a devenit tata multor neamuri și așa s-a mulțit neamul lui Israel până au ajuns la 12 seminții a celor 12 patriarhi. Trecând și de acest Isaac, luăm pilda lui Ioachim și Ana, alți doi bătrâni cu minți, alți doi oameni înțelepți și păziți și binecuvântați de Dumnezeu, care în momentul când au ajuns la templu din Ierusalim, Isahar, arhiereu, i-a zis: ce căutați cu jertfa asta spurcată? Blestemați să fiți în Sion că n-ați adus sămânță. Deci iată o a doua rușine pentru familiile căsătorite care nu aveau copii. Și câtă bucurie sufletească astăzi când vin câte unii și spun, întreb, zic, ați postit? Da, dar trupește? Nu, că femeia mea nu rămâne gravidă. Așa, poți face din ea coș de gunoi dacă nu rămâne gravidă. Deci, tocmai această lipsă de binecuvântare a rodirii și palma lui Dumnezeu. Tocmai această lipsă de prunci este semnul depărtării de Dumnezeu. Pentru că spune în Evanghelie, pomul ce n-aduce roadă să taie și să aruncă în foc. Pentru Dumnezeu sunt trei roade. Familia cu copii, văduvia cinstită, sunt feciorie. Deci asta este calea. În momentul în care te-ai păstrat pentru Dumnezeu fecioară, n-ai nicio judecată a Domnului pământul și plinirea Lui. În momentul când te-ai păstrat văduvă și n-ai avut copii sau ți-au murit, asta e voia Dumnezeu. Dar în momentul în care, în momentul în care guști taina căsătoriei și n-aduci rod, sau cum se mai justifică unii și amplifică, zice, noi trăim în curăție, dacă ai de trăit în curăție, dă-i drumul la mănăstire. Acolo îți faci curăția. Deci când te-ai căsătorit, primul rod pe altarul familiei este pruncul. După aceea, dacă vrei să păstrezi abstinența în familie, toată binecuvântarea, ani și luni de zile. Dar în clipa în care te-ai căsătorit și n-aduci roadă de prunci vii, aia nu-i căsătorie, este profanarea unei taine. Iată, Ioachim și Ana au suferit acest dezastru sufletesc și scârbiți în sinea lor și în inima lor, s-au retras în munte, Ioachim la turme și Ana în grădină și s-au rugat, iar Arhanghelul Mihail în clipa aceea s-a arătat și a spus: veți avea o odraslă? Și lui Ioachim i-a spus: veți avea o odraslă. Și amândoi în același gând, fără să gândească, au spus: orice ne va da Dumnezeu, această odraslă o vom dărui bisericii. Deci iată ce frumos au spus cei doi Sfinți Părinți. Și cine s-a născut din cei doi Sfinți Părinți? Maica Domnului. Ce făcea Maica Domnului când era copilă? Să juca pe calculator? Pierdea vremea cum facem noi astăzi cu păpușele și cu din astea? Nu, sunt copilărești, nu-i condamnabil și nici nu-i păcat. Dar ca să vezi unde duce maturitatea spirituală, la 3 ani, luată de mână de părinți, cu făclii și lumânări aprinse, însoțită de o altă ceată de fecioare copile, este dusă cale de 30 de mile, aproape 30 de kilometri, deci mergeau aproape 10 kilometri pe zi, poate cât în brațe, poate cât pe jos, deci era o pruncuță, avea doar 3 ani, și-au dus-o în templu din Ierusalim și-au dăruit-o bisericii. Și cine a întâmpinat-o acolo? Principalul din ziua de azi a Evangheliei, deci personaj, Zaharia. Când a văzut-o Zaharia pe Sfânta Sfintelor, mai sfântă decât templul Solomon, pe Fecioara Maria, care urca treptele ca o porumbiță și spunea psalmii treptelor, catisma 18, care o mai citiți, și știa pe din afară, a luat-o în brațe și s-a dus cu ea direct în Sfânta Sfintelor, unde spune Evanghelia, intra numai arhiereul o singură dată pe an și atunci cu jertfă de sânge, întâi pentru spălarea păcatelor lui și apoi ale poporului. Iată, într-o asemenea atmosferă duhovnicească,
Zaharia, fiind al arhiereu al anului și de rând la altar, a intrat să cădească și poporul a rămas afară, iar el întârzia. Și ce să ruga? Ce face orice preot la proscomidie? Doamne, pomenește pe copilul meu, pomenește pe nevasta mea, pomenește pe rudeniile mele, pe enoriașii mei, pe morții mei, pe bolnavii mei, pe săracii parohiei. Deci fiecare atunci când slujește sau face acea taină a proscomidiei, ca să spunem, care se consideră a fi dincolo de Sfânta Sfintelor, de fapt se roagă pentru popor. Ei, iată, el se ruga pentru stărpiciunea soției lui și cu toate că era arhiereu și însușea critica nerodirii de fii, dar nu înțelegea taina lui Dumnezeu. Nu înțelegea. Cum tocmai mie mi s-a întâmplat aceasta? Și cum stătea acolo, a intrat arhanghelul și i-a spus, vei avea un prunc. Zaharia a îndoit, pentru că așa era și firesc, să nu ia vedenia din prima ca dreaptă fiind, a zis, dar ce semn îmi dai? Și a spus, nu vei putea vorbi până nu se va naște. Și arhiereu, după ce a cădit frumos, a ieșit, n-a mai vorbit nimic, toată lumea și-a dat seama că a văzut că a fost o vedenie. Și în momentul în care au mai trecut câteva luni, Elisabeta, care avea cam 80 de ani, așa era și timpul atunci, femeile trăiau mai mult, dar asta este și mâna lui Dumnezeu, deci nu neapărat prin intervenții medicale endocrine, ci așa a fost soarta și pronia divină să se nască cel prea ales și prea curat, Elisabeta s-a simțit grea. Bineînțeles că a tăinuit, spune Evanghelia, cum ați și ascultat când a citit-o diaconul, dar probabil că n-a tăinuit-o din rușine. A tăinuit-o și de emoție, și de vârstă, și de starea în sine. Probabil, cum zic azi femeile de 35 de ani, vai, dar-s bătrână și am rămas gravidă. Ea chiar avea 80 și nu era prea speriată. Și a vestit nașterea ei, prin ce? Printr-o mare minune. Fecioara Maria, care era și ea însărcinată de la Buna Vestire, vine la munte, la Elisabeta, să se întâlnească. Și când s-au îmbrățișat, cele două insuflate de Duhul Sfânt au prorocit. Fecioara Maria, cea plină de dar, îl avea pe Iisus. Și acesta l-a salutat pe Ioan Botezătorul în pântecele Maicii sale. Și pântecele a tresărit, a săltat pruncul în pântece. Și a început și Elisabeta să spună, păi, dar cum vine la mine Maica Domnului meu? Cum mie una ca aceasta? Iar Fecioara Maria, cum spune în Luca, capitolul de la 1 la 25, toată cântarea Mariei sau icoana Maicii Domnului, Sfânta Evanghelia lui Luca, de acum mă vor ferici toate neamurile, cum mi-a făcut mie mărire cel puternic și așa mai departe. Și, odată cu această zămislire, cei doi poli ai lucrării mântuirii s-au salutat. Fiul lui Dumnezeu de mai înainte de veci, cu fiul lui Zaharia, prorocul care avea să fie și mucenicul și trăitorul și împlinitorul, Ioan Botezătorul din pântecele, sterpe Elisabeta. Deci iată ce taină mare! Când a fost să se nască pruncul, ați văzut cum a consemnat Evanghelia, să-i pună Zaharia, cum pun și Astație, numele mamei, a tatălui, să-i ducă moștenirea. Nu! Elisabeta a spus, Ioan! Și atunci a zis, atunci să-l întrebăm pe tata, dar nu poate vorbi. Și i-au dat o tăbliță. Și când a scris Ioan, s-a dezlegat graiul. Deci iată încă o dată că nu dezlegarea graiului s-a făcut pentru că i-a pus numele Ioan, ci pentru că a încuviințat harul și voia proniei divine care era îngăduit să se cheme așa. Și în felul acesta a fost martor a prorociei pe care a încredințat-o, cum spun eu când vă zic, zi amin. Adică ca să se împlinească. Ei, acest Zaharia s-a încuviințat voiei lui Dumnezeu și uite așa s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul în familia lui Zaharia și Elisabeta, dar fericirea familială a fost foarte scurtă. Să n-aveți impresia că s-a născut Ioan Botezătorul și au venit doicile cu pampers sau cu cărucioare sau cu costumașe, cum e azi moda. Nu! Au înfășurat pruncul în scutece. Nici n-a apucat să-l alăpteze mult, deci de-abia era sugar de un an la pântecele Maicii sale, când nebunul de Irod
A dat ordin să se taie toți pruncii de 2 ani și mai jos, de frica că o să vină un împărat și că s-a născut un împărat care să ia împărăția. Și Elisabeta, auzind țipătul din Rama, din vale, pentru că Ierusalimul e pe 4 munți și ea era în Iudeea și auzea ce se întâmplă jos în Rama, deci în valea Ierusalimului, și când a auzit țipete și ostași și mame plângând, a luat pruncul și taie-o în munte. Ostașii au ajuns, au văzut că nu este. I-au luat urmă. Și astăzi, cei care ați călcat și ați bătătorit Ierusalimul, ați văzut că există peștera Sfintei Elisabeta, unde muntele s-a deschis la porunca Sfintei Elisabeta, când a zis, scrie prologele, deci mărturii de la Simeon Metafrastul, nu povești nemuritoare. Și spune acolo, munte, deschide-te și înghite pe mumă și pe prunc. Și s-a deschis muntele, a intrat acolo, s-a dat la loc, a crescut un finic și un izvor. Elisabeta a mai trăit un an în munte, l-a alăptat cu lapte din sânii ei, că era mic, nu putea mânca, și apoi ea a dormit, îngerul a îngropat-o acolo în peșteră, așa consemnă, de fapt, proloagele. Mai târziu, dacă așa o fi, dar asta s-ar putea să fie doar o părere, să fie dusă la Haran, la mormintele patriarhilor, dar nu. Și îngerul l-a hrănit mai departe cu mană, pe Ioan Botezătorul, și l-a crescut un adevărat ostaș al pocăinței, că atunci când a ieșit din pustiul Iudeei, încins în piele de cămilă, legat cu funia, cu sandale în picioare, cu lăstari, cu miere, cu lăcuste, cu acride, deci nu mânca prăjituri și fripturi. A venit să propovăduiască și a spus, când a venit Fiul omului mâncând și bând, nu l-ați primit. Când a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând, nici bând, nu l-ați primit. Dar veți primi pe Satana care vă înșeală. Și așa a fost, pentru că Antichristul e cel care va bântui ultimul pământul și va chinui neamul omenesc pentru a separa pe cei răi de cei buni, adică fapta cea care se cuvine să o ducem mai departe cu știință și fapta cea rea de care se cade să ne ferim cu știință. Și acest Ioan Botezătorul a fost atât de puternic și de tare în cuvânt, încât s-a auzit de el în tot Ierusalimul, iar el ieșea din când în când la malul Iordanului, propovăduia pocăința, dar când îl întrebau ucenicii lui, că unul din ucenici era chiar Andrei, fratele lui Petru, cel întâi chemat de la gura Dunării de jos, unei peștera, și-a întrebat, tu ești, ori pe altul să așteptăm? Și-a spus, mie mi-este să mă micșorez. Hristos să crească. De fapt, era vorba de Iisus care ieșea el la propovăduire. Și Ioan era în temniță, pentru că urma să-i se taie capul, cum o să vedem pe 29 august, iar Hristos propovăduia în toate ținuturile, în activitatea mesianică de 3 ani și ceva. Care este, de fapt, esența Evangheliei? N-așteptați copii buni din familii rele. Ce înseamnă o familie rea? Înseamnă o familie care nu are taina cununiei, femeia care își înșală bărbatul și bărbatul care își înșală femeia, care nu postesc posturile, care nu se împărtășesc, femeile gravide care nu își împărtășesc pruncii din burtă, îi spun odată la una, du-te și împărtășește copilul. Păi cum? Caști tu gura, postești 3 zile fără ulei, sau ulei, cum poți, și mâncând tu să sfințești el, pentru că sângele lui Hristos intră în sângele tău. Iar sângele tău trece prin burtă, de el hrănește pe cel mic, prin nutriția care o face metabolismul. Și că n-am auzit de așa ceva până acum. Eu acum mai s-a auzit acum. Deci aceasta înseamnă unitatea, comuniunea cu Hristos. De aceea, primul lucru care îl cere biserica este legat de un lucru pe care l-a făcut cândva Napoleon. El în Franța a spus așa, educația unei mame începe încă de la nașterea ei. Și a făcut școli speciale de morală, de etică, de bună cuviință, de tot ce vrem noi. Și a rămas multă vreme aceste școli de pedagogie, deci aceste școli de formare interioară și exterioară morală a femeilor. Ei, biserica începe formarea familiei încă de la zămislirea pruncului. Pentru că Filaret al Moscovei a spus, dacă îmi veți da mame bune, vă voi da copii buni. Iar din copiii buni vor ieși duhovnici buni. Iar dacă vor fi duhovnici buni, vom schimba fața lumii.
De ce lucrul acesta? Toate răutățile, pruncuciderile, desfrâurile și răutățile vin din inimă. Și dacă inima nu este curată, Paisia Ghioritu, care ai citit dumneavoastră cărțile, sunt multe tomuri, una, două, trei, patru, cinci, arată clar și categoric. Copilul zămislit în plăcere. Ce înseamnă plăcere? Desfrâu nemăsurat. Pentru că copilul se poate zămisli și în mod educativ, adică în mod civilizat, adică ceva de linia discreției și a bunului simț. Atât înseamnă, mai mult nu discutăm. Dar în momentul în care femeia a rămas însărcinată și ea continuă să-și piardă vremea cu cafeaua, cu țigara, cu filmele porno, cu plăcerile sexuale, cu filmele imorale, toate simțirile murdare pe care le va avea ea în timpul sarcinii, acelea toate se răsfrâng și intră în intimitatea și în genetica copilului, pentru că sunt simțuri care s-au transmit ca impulsurile magnetice. Și atunci spune ce mi-a plăcut într-o zi când a zis o mamă, a venit cu băiatul și a zis, cât are, nu-l împărtășiți? Are 5 ani. Zic, da, a postit, n-a mâncat? Nu, părinte, nu-l împărtășesc, zice, trebuie să-l spovediți. Și a zis, bine, zic, ea spune, ce păcate ai? Păi știu să înjur de cruce. Da, el era sincer, că el era nevinovat, că el e înger. Mă joc de-a mama și de-a tata cu surioara, deci iată ce știa el la 5 ani. Oare ce sunt acestea, roadele pocăinței lui Ioan Botezătorul? Nu. Sunt roadele faptelor din casa ale părinților. Deci, plus pe lângă faptul că, și așa de la o vârstă minoră, învață în societate și vede și aude și percepe orice, dar dacă acei 4, 5, 6 ani din familie, nici aceia nu sunt educativi, iar în pântece a fost educația imorală, pentru că așa sunt mamele moderne cu gărgăuni, deci automat el nu poate crește un om ales. Și apoi noi ne mirăm și vrem sfinți. Or fi sfinți, nimeni nu contestă, și să fac sfinți, și mai există sfinți, și printre noi există sfinți. Nici nu știi tu cine cel mai nespălat și mai jegos, care nu dai doi bani pe el, ce har sau ce putere stă în sufletul ăla, că-i bătrân, că-i tânăr, că-i moșneac, că-i babă, cine-o fie ea sau copil. Dar asta înseamnă puțină trăire ortodoxă, înseamnă puțină voință de a fi cu Hristos, înseamnă puțină voință de a te uni cu Dumnezeu. Iar această unire vine clar și categoric. Vine numai prin spovedania curată, prin împărtășania permanentă, și aici fac paralela și v-am spus și repet încă o dată să aveți ca idee generală. Toate vădanile sau femeile singure au dreptul și la 3 săptămâni și la o dată pe lună, că e suficient, bolnavii incurabili la 2 săptămâni sau dacă sunt cancere grele, mergem cu un maslu și o împărtășanie pe săptămână până la vindecare, iar ceilalți sănătoși și puternici și apți, mergem în toate posturile sau la 40 de zile, cum cere biserica. De ce? Este singurul mod de a te feri de păcat în mod conștient. Măi, trebuie să mă împărtășesc, să supără Dumnezeu. Dar așa, când tu de biserică nu știi de Dumnezeu, nu știi de morală, nu știi de conduită, nu știi de conștiință, nu știi, aia nu-i păcat, aia se poate, aia e voie, aia nu e nicio întâmplare. Și ia că așa ne trezim bătrâni și aici fac comparația și spun următorul lucru. Și mi-a rămas mie de datorie să o fac. Ne-am pus de multe ori întrebarea, de ce toți sfinții care avem noi, de ce toți sfinții care avem noi nu sunt români? Ioan de la Suceava, care se prăznește și astăzi ramul, e de la Trapezunda. Filofteia e bulgăroaică. Cuvioasa Paraschiva vine din Epivata. Dimitrie Basarabov vine din Basarabovul Bulgariei, din cadrul Ater. Oare noi nu putem da sfinți cu moaște? Teodora de la Sihla are să fie singurul mărgăritar pe care nu l-a meritat și l-a scos Duhul Sfânt și l-a dus într-o altă țară mai ortodoxă ca noi? Asta este un blestem al neamului, pentru că suntem binecuvântați de Dumnezeu cu tot ce poate fi mai frumos, cu tot ce poate fi mai interesant, și păduri, și ape, și vegetație, și climă, și sol, și tot ce vrei. Iar omul de bine, în loc să se sfințească, nebunește. Și iar plus pe lângă aceasta, de-abia târziu, acum după regimul comunist, biserica a conștientizat
prin noua mentalitate liberă și democratică, mă refer bisericească, că asta practică nu mă interesează. Că trebuie să ne redescoperim Sfinții Neamului. Și atunci ați văzut că s-a început punerea accentului pe ce? Pe voievozi martiri, pentru că nici Ștefan cel Mare sau Mihai Viteazu n-a fost cu nimic mai prejos decât Constantin cel Mare, care a dat libertate creștinismului. Daniel Sihastru de la Voroneț, Amfilohe de la Pângăraț, Iosif de la Văratic, Onufre de la Vorona, sfinți de care știe neamul, deci era, se închina lumea la ei, încă nici nu erau trecuți în calendar. Dar poporul nu i-a cinstit. De ce? Pentru că suntem nepăsători și neglijenți. Și de-abia târziu, acum, deci, după Revoluție încoace, cum se spune, după 89, s-a pus în calendar și Duminica Sfinților Români, pentru că în acești sfinți români nu intră numai sfinții la care facem noi cruce. Toate cimitirile au bunice ce au crescut nepoți și au purtat la biserică și au împărtășit sau au crescut ostași pentru oaste. Noi habar n-avem cine a fost vrâncioaia lui Ștefan cel Mare, care i-a dat 7 feciori. Noi habar n-avem cine a fost Chiajna, doamna Țării Românești. Noi habar n-avem cine a fost Elisabeta Movilă. Habar n-avem cine a fost Elisabeta lui Barnovski, Schimonahia, doamnă și mamă de Domn. Deci habar n-avem cine a fost Teofana Basarab. Habar n-avem cine a fost Maria Oltea, mama lui Ștefan cel Mare. Crezi că doamnele, când mureau domnitorii, gata, dădeau la matrimoniale, nu? Puneau scofia și haina cernită și se duceau în mănăstire și de la sine putere, prin ungerea ca doamne și ca soții de domn, erau ca și protostarețele mănăstirilor și vegheau la atelierele de pictură, la atelierele de covoare, la disciplina mănăstirii, la daniile mănăstirii. Deci, efectiv, se îngrijeau ca niște binefăcătoare, ca mai mult decât ctitoie, ca niște mame, ca niște mame pământești a acestor sfinte locașuri. Ei, lucrul acesta nu se mai practică astăzi. Pentru că a scăzut cinstea și demnitatea din popor, s-a mulțit numărul de azile unde sunt aruncați bătrânii ca niște gunoaie, pentru că miros a pișat. E pensia mică, e blocul strâmt, e societatea îngustă, tramvaile spre amici nu-i mai încape și pe ăștia, șoselele sunt înguste, s-au aglomerat, n-au loc să mai meargă și ăștia în baston, nu mai sunt parcuri pentru bătrâni, nu mai sunt niște locuri frumos amenajate unde să se simtă bine. De ce? Trebuie duși la azil, că acolo ei se elimină precum fluturii de mătasă, unul câte unul. Asta este zestrea pe care o lăsăm noi în neamul. De ce? Pentru că tocmai baza acestor bătrâneți, într-un proverb de demult scria, eu nu știu cât e de adevărat, dar așa l-am prins și l-am auzit, că unii veniseră într-o țară să ceară funie de nisip. Ăștia, dacă nu mai aveau bătrâni, au spus, zice, da, o să vă facem. Dar unul care nu l-a ascuns pe tatăsul, nu l-a omorât sau nu știu ce, l-a protejat și l-a adus undeva izolat, s-a dus la el și a zis, tată, cum împletim noi la nenorociții ăștia funia de nisip? Eu n-am auzit de așa ceva, nici nu știu măcar cum se face. Dragul tate, stai liniștit, zice. Duceți-vă înapoi la ei și spuneți așa. Spuneți-ne câtă dimensiune să vă facem și să ne dați o bucățică de model să n-o facem noi altfel. Și au zis dușmanii, încă mai aveți bătrâni. Deci și-au dat seama că există o minte luminată și trecută prin viață. Ei, aceștia pe care noi îi ignorăm sau îi scuipăm, sunt de fapt ce? Rădăcina societății care pot da la mintea coaptă și la bătrânețea care o au, o mentalitate și o direcție sănătoasă. Dar asta înseamnă credință, adică să fii un bătrân nu cu pletele, ci și cu mintea, să nu fii cu vârsta, ci și cu duhul, și să nu fii numai biologic, să fii și sufletește. Pentru că acești patriarhi ai Vechiului Testament, și Noe, și Avram, și Lot, și Iov, și Adam, și toți care au fost cei 12 patriarhi, și toți bătrânii Vechiului Testament, erau de fapt ca și preoții și profeții Vechiului Testament. Ei, într-o casă de bătrâni adevărați, bătrânul gestionează casa și spune ce trebuie făcut în casă până închide ochii, nu în azil. De ce v-am spus lucrul acesta? Baza sănătoasă a Sfinților este familia sănătoasă. Dacă vom avea familii sănătoase, vom putea umplea sinaxarul de Sfinți.
Dacă nu vom avea familii sănătoase, vom crește copii și societate de consum. Ne mărităm, ne distrăm, mâncăm, creștem copii, muncim, existăm, dispărem. Dacă vreți să vă dați seama cât de mult a progresat societatea culturală, sau dacă vreți să vedeți cât de mult a progresat societatea noastră românească în tehnica aceasta modernă a secolului 21, deschideți în timpul liber un radio sau un televizor să vedeți câte bălăcării și prostii dă și nimica important. Nu găsești o emisiune informativă, nu găsești o emisiune științifică, nu găsești o emisiune culturală, nu găsești o muzică de calitate, nu găsești o pedagogie, era înainte, ora de cutare, ora de cutare, nimic. Deci totul este scălămbăială, porcării, dezmăți, femei goale, bărbați distrați, muzică, glume proaste, imagini și, dacă vreți, materiale de prost, cum stai să ne aflăm în treabă, știi, să aibă lumea ce consuma, cum faci, la, știi, ai spălat totul în bucătărie și când ai strâns toate zoile, deci câte o și toarnă acolo în ogradă, cu alege găinile dacă e ceva bun. Și vine, una e o coajă de ou, una e o fărmătură de pâine și apa îți duce în pământ. Așa și cultura la români. Dacă mai rămâne ceva undeva, rămâne, dacă nu, sănătate și la mai mare. Astrologia, ghicitul, bârfa, dragostea, lucruri de doi bani. Ei, n-au stat la baza societății Vechiului Testament, iar la fundamentul Sfântului Ioan Botezătorul, ca formare de sfințenie, a stat Duhul Sfânt. Deci până nu agonisim Duhul Sfânt și până nu punem în familia noastră ca temelie lucrarea Duhului Sfânt, nu vom mai avea sfinți. Amin.